După ce traderul este pregătit pentru a face bani, are toate cunoștințele, practicile și scopul fixat, adică are un business plan format, rămâne să acționeze. Acțiunile traderului sunt de fapt analiza și ordinele de execuție a comenzilor date cuiva, adică executate. Execută ordinele date companie specializată care se numește broker, ori companie de brokeraj. Evident, e timpul de a alege un broker, de dorit un broker cât mai bun. Așadar, cum se alege brokerul perfect? Scopul alegerii brokerului este să faci bani prin tranzacționare. Deci două calități importante pentru decizie perfectă pe care le ia în considerație un trader pregătit sunt calitatea serviciilor și prețul lor. Cine este brokerul? Brokerul este compania care prestează servicii de trading pe piețele financiare internaționale și anume informează live prețurile de efectuare a tranzacțiilor, execută tranzacțiile, primește și restituie transferurile bănești ale clienților. Calitatea serviciilor brokerilor ține în primul rând de calitatea softului de tranzacționare prin intermediul căruia se efectuează tranzacția. Apoi termenele și condițiile de transferuri bănești, dar nici de cum nu ține de consultațiile cu privire la tranzacționare, sfaturi sau lecții de trading și așa mai departe. De astfel de servicii se ocupă de regulă companiile specializate pe consultații financiare, pe consultații investiționale și cursuri în domeniu. Deci, brokerul este puntea traderului spre piețele financiare, anume a traderului și nu a oricărei alte persoane, deoarece traderul este persoană deja competentă, pregătită în domeniu. Cum am mai vorbit, e persoana care întrunește expertul, businessmanul și managerul în domeniul piețelor financiare internaționale într-o persoană. Având în vedere faptul că tradingul este nu altceva decât o afacere, ca oricare alta, doar că e mai simplă pentru gestionare. Ca în oricare afacere, conducătorul său tinde să scadă cheltuielile și să crească venitul, ceea ce duce la creșterea profitului net, adică a profitului curat. Prin urmare, alegerea optimă a brokerului ar avea la bază diferența dintre cheltuieli și venituri. Adică traderul profesionist alege brokerul prin intermediul căruia generează profituri mai mari decât la ceilalți. Iar acest lucru este posibil în cazul în care cheltuielile sunt mai mici și veniturile sunt mai mari. Deci, care sunt principalele cheltuieli ale traderului în timpul tranzacționării? În primul rând, să luăm pe puncte, de fapt. Primul este platforma sau softul de tranzacționare. Ea poate fi acordată gratis ori contraplată. Desigur, optim ar fi alegerea brokerului care nu percepe plăți pentru folosirea platformei. Deci mai puțini cheltuieli. Punctul 2 este spread-ul sau plata de bază a brokerului. Poate fi fixat ori flotant. În cazul spread-ului fixat, traderul planifică din start cheltuielile și deci poate avea un tablou mai exact asupra fondurilor, pe când în cazul spread-ului flotant, cheltuielile devin imprevizibile. El poate crește exagerat de mult, fără claritatea limitelor care le poate atinge, ceea ce duce nu doar la o eroare în calculele unei tranzacții, dar majorează riscul întregii afaceri. O afacere profitabilă întotdeauna e bazată pe calcule concrete. Anume de asta traderii profesioniști aleg spread-ul fixat împotriva celui flotant. Mai departe, punctul 3. Comisioanele și alte plăți ascunse la prima vedere. Ele pot fi ori pot lipsi. O atenție aparte este atrasă de traderi spre depistarea tuturor detaliilor legate de costurile de pe lângă costul de bază, adică pe lângă spread, care e o plată standardă. Diverse tarife de custodie, comisioane, ori alte plăți ascunse, limite de deschidere a tranzacțiilor, etc. sunt absolut inacceptabile pentru un business plan efectiv. Punctul 4. Swap-ul. Comisionul pentru trecerea tranzacției pe a doua zi ori pe un termen mai îndelungat. De regulă, această plată presupune o plată bancară overnight, adică peste noapte, și se percepe din diferența ratei de depozit overnight și credit overnight.
Evident, creditul este mai mare ca depozitul și va fi acolo un minus anumit care e mai mare de obicei și el de aproximativ e un punct, adică $10 la loc. Se taxează în fiecare zi de menținere a tranzacției deschise, dintre care de miercuri pe joi e triplu. Puțini brokeri care exclud taxarea traderului aplicând swap-ul. Unii totuși acoperă swap-ul din sursele proprii, dar în schimb adaugă comisiune, fapt care spune multe despre atârnarea lor anevoioasă față de clientul său, pentru că e oricare, nu știu, eschivare, minciună. Dar totuși sunt brokeri care iau asupra sa acest cost în totalitate, fără perceperea oricărei plăți în loc. Și anume acești brokeri, evident, sunt mai ok. Prin acțiunea dată, traderului îi se oferă mai multă manevrabilitate, anume prin posibilitatea de a profita prin menținerea tranzacției pe termen mai îndelungat, fără cheltuieli adăugătoare. Mai mult decât atât, lipsa swap-ului diminuează presiunea psihologică asupra traderului, care apare de fiecare dată când traderul e nevoit să lase o tranzacție pe a doua zi, ori în cazul folosirii tehnicii lock, în română lacăt, chiar și în cazul medierii și adăugării, tot ține tranzacțiile se țin mai multe zile, care presupun cheltuieli adăugătoare în cazul în care este swap. Deci în cazul în care swap-ul este acoperit de broker și nu de trader, traderul nu mai are niciun fel de presiune precum că ar trebui să închidă mai repede tranzacția, ori să nu ducă la bun sfârșit o strategie anumită bazată pe timp. Ceea ce în final nu doar scade din cheltuielile traderului, pentru că el nu le plătește, dar și ridică gradul de profitabilitate, în general, rata profitabilității traderului, prin susținerea echilibrului său psihologic. Da? Nu simte o presiune anumită. Punctul 5 este posibilitatea asigurării contului, de genul casco la automobil. Companiile care oferă posibilitatea de asigurare a conturilor traderilor începători sunt foarte puține, practic nu sunt. Deoarece traderii începători, în cazul în care sunt pregătiți prost, au probabilitatea sporită de a o da în bară. În același timp, traderii începători o dau în bară datorită psihologiei nepregătite. Ei încalcă reguli elementare datorită fricii atunci când nu deschid tranzacția care după plan trebuia deschisă, ori o închid mai devreme datorită fricii de a pierde bani și tot felul de chestii de genul în timpul tranzacționării. Adică legate de frică, de lăcomie și așa mai departe, care îl presează și traderul începe a face greșeli. În așa cazuri, o asigurare este exact pastila de aur. El face bani fără riscuri, da. Evident că careva regulile urmează, dar acționează în general fără frică, de genul șoferului care are asigurarea casco la automobil. Deci nu înseamnă că va căuta singur accidente, ori să-i fure mașina. Dar e mult mai liniștit când o lasă parcată, apropo, și oriunde, când merge prin ambuteiaje pline de automobile, adică când nu prea sunt piste, nu prea e clar cum să mergi și mai departe, și el nu-și bate capul de asta. La fel traderul, sau dacă se întâmplă în force major, ceva de gen, la fel traderul asigurat deja poate încă în timpul workshop-urilor executa tranzacții. Eu am vedere workshop-uri de practică. Încă la practică el deja poate lucra pe contul său real și până la sfârșitul învățăturii deja fixează un anumit profit și bravo lui! Din toate spuse, de reținut punctele importante în minimizarea cheltuielilor traderului. Deci, platforma de trading performantă și cu acces gratuit. Platforma performantă, la moment, cea mai populară, cea mai performantă, se consideră MetaTrader 5, ori MT5. Mai departe, tot din cheltuieli, spread fix, lipsa comisioanelor, ori altor plăți ascunse și lipsa plății swap-ului. Deci, în final, din cheltuieli rămâne doar spread-ul și acela fixat. Acum că cheltuielile sunt minimizate, e nevoie de maximizat venitul. Care sunt veniturile traderului? Haideți să începem cu primul. Este profitul din tranzacții și este deja profit net, deoarece cheltuielile pentru efectuarea tranzacției, adică spread-ul tranzacției, se percepe din momentul deschiderii tranzacției. Ulterior, în momentul închiderii tranzacției, traderul vede profitul curat. Pentru economiști ar fi mai corect spus EBITDA, adică profitul până la plățile taxelor și amortizării. Pentru trader, apropo, amortizarea este amortizarea calculatorului, computerului la care lucrează.
Dar având în vedere libertatea traderului și prețul minuscul al computerului față de profitabilitatea acestui gen de afaceri, se consideră profit net, deci curat. Ca atare, de aici apare necesitatea directă a spread-ului fixat de care vorbeam mai devreme, față de cel flotant. Absența swap-ului pentru a ține tranzacții pe termen mai lung fără plăți adăugătoare, ceea ce automat scade riscul tranzacțiilor apărut în cazul invers, adică a existenței swap-ului și presiunii psihologice de a închide tranzacția până la momentul potrivit de strategie. Și în final se primește profit curat. A doilea punct, venit din urma depozitării banilor din dobândă. Odată ce banii sunt depozitați la brokeri, ca la bănci, doar că spre deosebire de bănci, de obicei brokerii nu oferă vreo dobândă pentru depozitare, ba chiar din contra, percep comisioane de custodie. Unii totuși se conformează cererii crescânde de dobânzi la depozite și oferă așa tip de plăți. Deci dacă este un anumit procent plătit ca dobândă traderului, deja e bine, e mult mai bine ca la o bancă. Dar dacă procentul e mai bun ca la bănci, e foarte bine, pentru că noi și tranzacționăm și procent ca la bănci primim. În esență, toți înțeleg că brokerul este un partener de afaceri. În parteneriatul dintre broker și trader este important ca brokerul să nu fie prea lacom, cui este convenabil un partener lacom. Nimănui. În cazul în care brokerul mai oferă anumite procente pentru depozite, spune despre o grijă reciprocă față de partener, adică de trader, și oferă o posibilitate mai mare de acumulare a veniturilor mai mari. Pe lângă asta, brokerul motivează traderul la relații parteneriale de durată, ceea ce susține traderul în plan financiar, și eliberează timp pentru a se focusa mai mult pe trading, pe a face bani, decât pe instabilitatea schimbării destea partenerilor. De regulă, un trader care face un minim de 5% de profit lunar, într-un an ajunge la 60%, dar în caz că brokerul îi oferă 3% lunar ca dobândă la depozitul activ, atunci traderul are un profit minim anual de circa 100%, ceea ce este considerat un procent destul de mare în comparație cu oricare tip de afaceri. Bine, se are în vedere minim, dacă face mai mult, e încă mai bine. Apropo, 100% pe an se obțin ușor, acționând după un business plan standard, care se formează în urma cursului Trader Practic de la TraderStyle. A treilea punct, venit din gestionarea banilor brokerului. Desigur, dacă sunt asemenea oferte, un aspect pozitiv în alegerea brokerului sunt ofertele de tranzacționare din banii brokerului. La acest capitol sunt două momente importante. În primul rând, traderul are posibilitatea să folosească și banii brokerului adăugați la ISA pentru a obține profituri mai mari în rezultatul tranzacționării volumelor mai mari datorită fondurilor adăugătoare. Și aici câteva exemple, cum ar fi programe de genul Double Hit, 1+1, statut de VIP și așa mai departe. Să ne oprim un pic la Double Hit. Double Hit este un program prin intermediul căruia brokerul dublează contul traderului. În așa caz, traderul folosește de două ori mai mulți bani pentru tranzacții, ceea ce îi oferă posibilitatea de a genera un profit de două ori mai mare din suma investită. Mai mult decât atât, peste 6 luni de tranzacționare prin acest program și suma oferită de broker devine tot proprietatea traderului. Deci, la început e doar în posesie, apoi în proprietate. Deci, în final, el obține dublu profit plus dublarea depozitului inițial. Traderul, având un depozit, de exemplu, de 30.000, aplică la programul Double Hit și beneficiază de un depozit dublu, adică de 60.000. În posesie, tranzacționează cu profitabilitate de 5% pe lună, deci după 6 luni are 30.000 investite plus 5% mulțit la 6 luni, 30% profit, mai scurt, din 60.000, ceea ce este egal cu 18.000, adică 18.000 profit curat, plus 7.000 dobânda, plus 30.000 a brokerului și 9.000 cashback din tranzacțiile efectuate. În total are 95.000 în doar 6 luni. Practic încă 200% la depozitul inițial, pe când în mod normal în 6 luni se face un profit de circa 30% considerând un business plan standard, al cărui plan financiar presupune riscuri minime de până la 4% lunar. Ce
cel mai răspândit program folosit de traderii profesioniști. Mai departe, urmează programul de exemplu 1 plus 1. Este un program care presupune adaus de la broker tot 100% din suma investită, dar în rate câte 10%, ceea ce oferă posibilitatea de a intra în proprietatea acestor bani din momentul completării condițiilor de tranzacționare timp de o lună. Desigur, în prim plan stă profitul curat al traderului, dar pe lângă acest fapt putem calcula simplu 5% profit lunar curat plus 3% dobândă plus 10% din program și o sumă adăugătoare din cashback, ceea ce fac aproximativ 20% lună de trading activ. Statut de VIP. Acest statut este oferit traderilor cu depozitul de peste 100.000 și presupune o linie verde destinată procesării tranzacțiilor, 48% dobândă anuală, adică aproape jumătate din cont, restituirea comisioanelor de transfer bancar pe contul de tranzacționare și cashback de $10 din lot. Având în vedere aceste aspecte, contul VIP îi aduce traderului aproximativ 60% profit din tranzacții, plus 48% dobândă, plus 40.000 aproximativ din cashback. Deci aproximativ 200.000 pe an în cazul tranzacționării moderate, adică fără mare grabă. Programul optim pentru trader se alege în dependență de business planul format pe parcursul workshop-urilor de la cursul Trader Practic de la TraderStyle. În al doilea rând, acest aspect crește siguranța și interesele brokerului față de profitabilitatea traderului, deoarece în cazul dat și brokerii indirect investesc în trader și desigur este cointeresat în profitabilitatea traderului. A patrulea punct, venituri în formă de bonusuri pentru încurajarea traderilor la activitatea sporită. În dependență de mărimea depozitului și corectitudinea datelor business planului format, brokerul oferă bonusuri în formă de adausuri la depozitul inițial, care pot varia de la 10% până la 50%, adică până la jumătate din cont. Aceste fonduri intră în posesia traderului în data de la începutul tranzacționării și devin proprietatea traderului după un anumit număr de tranzacții efectuate. Un adaus foarte convenabil la profitul standard al traderului și dobânzii standarde. Las calculele deja la discreția voastră. Venituri în formă de cashback, este punctul 5, pentru atingerea anumitor niveluri în dezvoltarea traderilor profitabili, ceea ce încurajează mai mult traderii la dezvoltarea sa, ca afaceriș profitabil pe termen lung. În așa mod, tradingul devine o afacere profitabilă pe termen lung. La toate depozitele de peste 10.000, la sfârșit de lună, brokerul plătește $3 din fiecare lot efectuat, dar doar până la suma de 100.000. Știți de ce? Deoarece după această sumă se oferă alt cashback de $10 din lot. Este evident că un trader nu trebuie să tranzacționeze doar de dragul ofertelor, dar pentru a genera profit din tranzacții, însă cert este faptul că traderul este persoana care face bani din tranzacții. Și dacă face bani având un business plan bine pus la punct și din ofertele brokerului legate de trading, acesta este un businessman într-adevăr bun, respectiv profitabil, pentru că se poate folosi de mai multe ocazii într același timp din domeniu. Deci și de trading, și de oferte, și de alte chestii care sunt legate de bonusare de la broker. Mai departe putem să vorbim și despre imaginea brokerului. Aici sunt câteva momente. În primul rând, o companie de brokeraj, cu cât este mai veche, cu atât mai bine. Deoarece vârsta adeverește modelul eficient de organizare, datorită căruia compania de brokeraj, care la rândul său este tot o afacere, deci este profitabil. Dar nici prea mult timp nu e bine, deoarece cu timpul companiile își cresc prețurile pentru servicii pe baza vechimii brandului, ceea ce ar adăuga un cost pentru trader. Și cât de veche nu ar fi compania, asta nu garantează că atare practic nimic, deoarece tot depinde de managementul său, care poate fi schimbat în orice moment și poate lua decizii neefective, neadecvate, de exemplu cum ar fi o bancă veche, ca din Marea Britanie, Barings, care necătând la faptul că era cea mai veche bancă a Angliei, dar datorită lacunilor în management a fost bancrotizată. Deci, optimal ar fi o companie matură, nici prea tânără, nici prea bătrână, ca să fie încă bine, să fie stimul de a se dezvolta, care are de cucerit noi orizonturi. O vârstă optimală ar fi considerată de peste 10 ani, deoarece un ciclu economic, juglar, de exemplu, durează 10 ani.
timp în care companiile slabe se închid. Cele care pot continua sunt puternice să facă față eficienței sporite pe piețe. A doilea punct este publicitatea și reclama, sau genul field-to-field marketing. Ar trebui să se atragă atenția la publicitate. Nu, desigur. Nu ea determină standardele și eficiența companiei. Să luăm trei exemple. Sunt trei tipuri de companii. Cele care investesc mult în calitatea produsului și puțin în reclamă. Cele care investesc în calitate și cantitatea reclamei, dar deloc în calitatea produsului. Și cele care investesc și în produs și în reclamă. Primul caz este cel mai convenabil pentru trader, deoarece costurile companiei până la urmă sunt costurile incluse în prețul care îl plătește traderul pentru servicii. Și cel mai efectiv pentru un businessman este plata pentru serviciul de calitate și nu pentru reclama care o face brokerul. Deci un trader chipzuit nu va alege pe acel broker care are prea multă reclamă, pentru că tot el în final ar plăti-o. Al treilea tip de broker care investește mult și în produs și în reclamă este tot bun, dar totuși costă mai scump. Evident, trebuie să-și acopere aceste cheltuieli. De exemplu, compania Rolls-Royce, da? Automobilul de fapt Rolls-Royce. Puțin reclamă arată că investițiile se fac doar în performanța produsului. Dacă s-ar face și multă publicitate, prețul final al produsului ar crește considerabil, ceea ce nici într-un fel nu adaugă performanță produsului pentru consumator. La fel, diverse tipuri de licențe și alte diplome, participări în ratinguri, presupun doar cheltuieli adăugătoare pentru imagine și nici de cum a calității serviciilor prestate. Toate cheltuielile de imagine în final sunt achitate de trader, pentru că veniturile brokerilor sunt doar din plățile făcute de trader. Un tip separat de imagine, dar destul de efectiv și totuși care e ok, care se merită. Pe termen lung, îl oferă angajamentele brokerilor față de societate. De exemplu, sponsorizările evenimentelor importante, jocurilor sportive, conferințelor economice, participarea în acte de caritate, etc. Ele tot sunt un tip de cheltuieli adiționale pentru broker, dar redirecționate către societate, ceea ce susține misiunea unei companii cu caracter pozitiv de dezvoltare, sănătos. Ce ține de articole cu pseudoclienți dezamăgiți? De ce spun pseudoclienți? Pentru că de obicei nu vorbim despre clienți reali și acum veți înțelege de ce. Unele momente care apar tot mai des în vizor sunt diverse online forumuri și diverse rating. Tradingul este o industrie care pe zi ce trece devine din ce în ce mai popular. Și odată cu popularitatea, respectiv apar mai mulți participanți. Apar mai mulți traderi, mai mulți brokeri, mai multe școli de trading și paralel mai apar și diversi sateliți de genul site-urilor informaționale și analitice, forumuri în care se comunică, se pierde timp și așa mai departe. Această lume paralelă nu poate exista fără bani, să nu uităm. Ele există din plățile pe reclamă și, evident, pe antireclamă. Reclama aduce venituri, iar antireclama aduce clienți potențiali pentru reclama viitoare. Antireclama presupune anumite articole de la pseudoclienți care pur și simplu scriu texte cu aspect negativ, dar în spatele textelor de cele mai multe ori nu stau clienți, ci angajați cu sarcini de defăimare. Adică se creează problema pentru rezolvarea căreia se estorcă apoi bani, un fel de șantaj informațional. Pe lângă asta, mai este și concurența neloială între unii participanți și eschivarea de la răspundere, deoarece mediul online e mai mult anonim decât real. Se susține cu anumite sarcini de defăimare plătite de unii dintre ei. Toate aceste acțiuni se contracară de obicei, desigur, dar ocupă timp, care este folosit pentru a fura clienții aceștia. Apare și o întrebare logică. Nu există oare clienți nemulțumiți? Oricare companie sănătoasă din punct de vedere managerial luptă pentru oricare client. Datorită acestui fapt, dacă apare un client nemulțumit în baza unui argument real, adică unei încălcări, oricare companie, mai ales brokerii, de peste 10 ani rezolvă problema îndată. Pentru că un client care are o pretenție argumentată este o posibilitate adăugătoare de a demonstra calitatea serviciilor prestate, ceea ce în final aduce mai mulți clienți în baza recomandărilor clienților mulțumiți. Deci, în final, de reținut, brokerul bun are peste 10 ani, adică un ciclu deplin economic,
din costuri, doar spread-ul fixat, fără swap-uri, comisioane, custodii și așa mai departe, oferă posibilitatea asigurării contului, oferă dobândă lunară la depozit activ cel puțin 30%, oferă produse investiționale diverse pentru diverse tehnici de tranzacționare și pentru diversi termeni a business planurilor traderilor, fie pe termen scurt, mediu sau pe termen lung. Investește banii proprii în parteneriate cu traderii, ceea ce arată un interes sporit față de profitabilitatea traderului. Are mulți parteneri și online și offline prin diverse regiuni care se ocupă de consultații, pregătire, suport și restul întrebărilor, de oferte, supliniri, retrageri, parteneriate și așa mai departe pentru traderii săi. Deci, în final, noi am lucrat, vă spunem și noi ce am făcut. Noi am lucrat cu câțiva brokeri. I-am testat ceva timp și până în final am ales brokerul cel mai bun, brokerul Pelerol. Tipologia serviciilor și calitatea lor este optimală pentru un trader care are ca scop formarea unui business pe piețele financiare internaționale. Mai avem și un parteneriat cu ei prin care traderii să fie consultați de noi gratuit în cazul înregistrării la filiala Pelerol din Londra, Marea Britanie. Succes și doar profituri! Faceți un business plan, alegeți corect brokerul și faceți bani!